Nativii leu și cei care au ascendentul în leu. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce pe sectorul casei a 12-a o puternică energie a racului prin prezența planetelor Soare, Mercur, Venus și vă deschide un dialog frumos cu tot ceea ce este dincolo de real, cu entitățile de iubire și lumină. Acum puteți să vă puneți dorințe, puteți să vă rugați să vi se îndeplinească sau să fiți ajutați în anumite probleme pe care le aveți, să fiți susținuți în rezolvarea problemelor dumneavoastră. Această energie a racului este o energie foarte blândă, foarte protectivă și să știți că puteți să găsiți acea îmbrățișare a mamei în vis, prin aceste entități de iubire și lumină. Puteți să cereți ajutorul în tot ceea ce vă doare, în rugăciuni și în visele dumneavoastră. În data de 26 iunie, 27 iunie, se formează aspecte pozitive între planetele Soare și Lună și Venus pe sectorul acestei case a 12-a. Și aveți această susținere vis-a-vis de acest dialog interior cu propria persoană. Planeta Marte se află în continuare în Taur pe sectorul casei a 10-a, casa carierei. Sunteți susținuți în acțiunile dumneavoastră, în tot ceea ce implică domeniul în care dumneavoastră vreți să străluciți, în care activați și în care așteptați laude și recunoaștere. Și iată că vine ziua de 28 iunie, când se formează o conjuncție magică, aș putea spune, între planeta Neptun și Lună pe teritoriul casei a 8-a, așa zisa casa vieții și a morții, casa finanțelor, casa detașării. Aici veți avea foarte multă intuiție, foarte multă imaginație în a vă procura finanțe, în a vă investi foarte bine banii. Aveți un flair și o intuiție pe care trebuie ca să o folosiți la maxim în această săptămână. Și aș mai putea spune că această casa a 8-a vă aduce imaginație și vă ancorează la persoane cu care dumneavoastră aveți o relație intimă, o relație deosebită și vă deschide o cale către sufletul lor, către modul în care să puteți să dialogați mai bine cu acele persoane care vă sunt foarte, foarte apropiate și pe care vreți ca să le țineți în continuare în anturajul și în viața dumneavoastră.